Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de 47,5 grade Celsius în Kuwait, iar cea minimă de minus 69,1 grade în Antarctica. Pompieri din California au reușit să placeze sub control un uriaș incendiu în apropiere de Los Angeles după ce o furtună tropicală a adus ploi și temperaturi mult mai scăzute. Incendiul Fairview era controlat în proporție de 40% ieri seară, după ce a făcut doi morți, au declarat responsabili ai pompierilor. Incendiul a izbucnit luni în contextul unui val de caniculă care lovește sud-vestul Statelor Unite ale Americii, mistuind 11.300 de hectare și distrugând peste 20 de clădiri. În schimb, rămășițele furtunii Kay, care a atins zilele trecute litoralul Mexicului sub formă de uragan, înainte de a se deplasa spre nord, pe coasta Pacificului, au adus ploi care au ajutat la calmarea incendiului. Intensitatea incendiului a fost redusă semnificativ din cauza umidității furtunii tropicale Kay, a declarat într-un comunicat Departamentul Californian pentru Stingerea Incendiilor. Autoritățile au avertizat, însă, că ploile antrenează un risc de inundații și alunecări de noroi în zonele în care pământul ars nu va putea absorbi excesul de apă. Vestul Statelor Unite cunoaște de peste două decenii o secetă istorică, despre care oamenii de știință spun că este agravată de schimbările climatice de origine umană. O mare parte din teritoriu este uscat și invadat de vegetație, creând condițiile pentru incendii de pădure. Criza energetică din Europa s-a agravat atât de mult încât Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară ia în considerare suspendarea activității acceleratoarelor de particule. Aceasta elaborează în prezent planuri pentru a-și opri acceleratoarele de particule ca răspuns la cererile mari de energie. Oficialii CERN elaborează un plan pentru întreruperea experimentelor, pe care îl vor prezenta reprezentanților guvernelor care finanțează centrul. Preocuparea noastră este cu adevărat stabilitatea rețelei, pentru că facem tot ce putem pentru a preveni o întrerupere de curent în regiunea noastră, a spus Serge Clodet, reprezentant al organizației. Măsurile de urgență sunt acum discutate în contextul în care gigantul rus Gazprom a anunțat că va opri pe termen nelimitat livrările de gaze naturale prin gazoductul Nord Stream, principala arteră a Rusiei pentru livrarea combustibilului în Europa, împingând continentul mai aproape de raționalizarea gazelor pe măsură ce se apropie iarna. Marii consumatori de energie din Europa fac planuri pentru a-și reduce consumul în timpul iernii, când gazul și electricitatea sunt folosite cel mai mult. Unele fabrici europene, de la cuptoare de oțel la producători de îngrășăminte, se închid, deoarece prețul în creștere al energiei electrice și a gazului le-a lăsat în imposibilitatea de a concura pe piața globală. CERN este un complex impunător care se întinde de-a lungul graniței franco-elvețiene, fiind unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Franța. La momentele de vârf, CERN consumă aproape 200 de megawatts, adică o treime mai mult decât orașul din apropiere, Geneva. Peste un milion de țestoase marine au fost braconate în ultimele decenii, arată un studiu publicat recent. Vestea bună este că, în ciuda numărului mare de exemplare braconate, prima evaluare globală arată că exploatarea ilegală este într-o ușoară scădere. Într-un nou studiu, cercetătorii de la Arizona State University din Statele Unite ale Americii estimează că peste 1,1 milioane de țestoase marine au fost braconate și, în unele cazuri, traficate între 1990 și 2020. Chiar și cu legile existente care interzic capturarea și utilizarea lor, până la 44.000 de țestoase marine au fost exploatate în fiecare an în ultimul deceniu în 65 de țări sau teritorii și în 44 dintre cele 58 de populații majore de țestoase marine din lume. Studiul a fost publicat în Global Change Biology. Totuși, în ciuda numărului aparent mare de țestoase marine braconate, studiul arată că exploatarea ilegală raportată a acestora a scăzut cu aproximativ 28% în ultimul deceniu, lucru care i-a surprins pe cercetători. Ei se așteptau inițial să vadă o creștere generală a braconajului raportat. A sosit momentul să vă spun cum va fi vremea în următoarele zile în țara noastră. La noapte, cerul va fi variabil în vest și sud-vest, iar în rest vor fi înnorări mai persistente în nord-est. Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei, local în Dobrogea și izolat în Transilvania și Muntenia. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze mai mari în zona înaltă a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor depăși chiar 70-80 de km pe oră, iar pe alocuri și în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului. Vor fi 15 grade în Constanța, în jur de 11 în Iași, 6 grade în Brașov, 9 în Sibiu, 10-11 grade în Timișoara, 13 grade în Drobeta-Turnu Severin.
Mâine vremea va fi răcoroasă în nordul, în centrul și estul țării, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, temporar cu unele înnorări și ploi slabe, local în Moldova și pe arii restrânse în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. 20 de grade în Galați, 22 în Constanța, în jur de 25 în Alexandria, 19 în Iași, 18 în Brașov, la fel și în Sibiu, în jur de 18-19 grade. În vestul țării, în Arad, în Timișoara, vor fi în jur de 22-23 de grade. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 12 grade. Mâine, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a zilei, însă probabilitatea pentru ploaie va fi redusă. Temperatura maximă, așa cum vedeți și pe hartă, se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Poi mâine mai crește puțin temperatura în capitală, se vor atinge în jur de 27-28 de grade. La munte, vremea se va menține răcoroasă în majoritatea masivelor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare pe parcursul zilei, iar ploi slabe se vor semnala local în Carpații Orientali și de curbură și pe arii restrânse în rest. Vor fi 12 grade în Poiana, Brașov și în Predeal, în Sinaia 11 grade, 7 grade în Ceahlău. La mare, vremea va fi schimbătoare ca aspect. Cerul va fi variabil, temporar mai noros ziua, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 23 de grade, cele minime între 13 și 15 grade, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 până poate 23 de grade. Poi mâine vremea se va încălzi în toate regiunile. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil cu unele înnorări în nordul țării și la munte, dar numai pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Noaptea înnorările se vor accentua treptat în vest și nord-vest, unde mai ales spre dimineață vor fi local posibile averse cu însoțite și de descărcări electrice. 24 de grade în Constanța, 25 în Iași, 22 de grade în Brașov, 28 de grade în Arad și Timișoara. În mod tradițional, la rubrica Nou Coment căutăm să vă arătăm lucruri și întâmplări deosebite. Astăzi vedem imagini de la Red Bull Racing Showrun, eveniment al echipei de Formula 1 care a avut loc ieri în București, în Piața Constituției. Să vedem împreună acum vremea din principalele orașe din Europa. Iată că în Madrid temperatura mai scade în comparație cu temperaturile din zilele trecute. Vor fi în jur de 27 de grade, apar și ceva ploi. Vor fi ploi și în Lisabona, unde temperatura scade și mai mult, la 20-21 de grade. Vreme răcoroasă și în Amsterdam, dar și în Londra, unde vor fi 21 de grade cu cer acoperit de nori. Vreme ploioasă și în Paris, doar ceva mai plăcută vremea, în jur de 28 de grade. 29 de grade în Roma. La fel și în Atena, unde soarele e ceva mai generos. În Istanbul sunt așteptate averse cu descărcări electrice și 24 de grade. Și în Sofia cerul rămâne acoperit și nu mai mult de 20, poate 21 de grade. În Berlin 21 de grade cu cer acoperit de nori și ploi. La fel vor fi și în Kiev ploi cu 13 grade. Și în Moscova în jur de 16-17 grade și mai toată ziua sunt așteptate ploi. Doamnelor, domnilor, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine de la ora 18:50, când vorbim despre gheața zombie. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o săptămână minunată, indiferent de vreme.